Salut și bine v-am regăsit! În videoclipul acesta am pregătit mai multe subiecte interesante. Ne uităm să vedem ce știri noi au apărut despre ETF-urile Ethereum Spot, care trebuie să primească o decizie astăzi din partea SEC. O să vă prezint airdrop-uri pe care urmează să le primim, dar și airdrop-uri noi. N-am mai făcut de mult acest lucru într-un video și vreau să o facem astăzi. Dar înainte am observat că am reușit să ating suma de 8600 de abonați. Țin să vă mulțumesc tuturor pentru acest lucru. Poate pentru unii nu este mult, însă pentru mine, de 3 ani de când am pornit acest canal, 8600 de abonați înseamnă destul de mult. Vă mulțumesc încă o dată pentru acest lucru și înainte să începem, am să vă rog să apăsați pe butonul de like, puteți să lăsați un comentariu pentru că mă ajută tare mult. În primă fază ne uităm pe CryptoBubble să vedem ce se întâmplă cu piața cripto în ultima zi și putem vedea că aproape toată piața este pe roșu. Dacă mergem un pic mai jos, vedem Bitcoin la 67.896 de dolari, Ethereum la 3.787, dar cu toate acestea, Ethereum are o creștere de 27% în ultima săptămână. Ce mai avem pe aici? BNB la 593, Solana la 171 și hai să mergem să ne uităm un pic și pe grafici. Ne uităm prima dată pe graficul Ethereum să vedem ce s-a întâmplat astăzi cu prețul în așteptarea acestor ETF-uri fie să fie acceptate, fie să fie refuzate. Deci vedeți și voi, prețul Ethereum a fost astăzi până la 3.941 de dolari. Mai avea nevoie de doar 60 de dolari și atingea din nou 4.000. De aici are o corecție de aproximativ 4% și ceva și probabil vă întrebați de ce prețul a scăzut atât de mult în doar câteva ore. Ei bine, am găsit o postare foarte interesantă pe Telegram. Are legătură cu firma Symbolic Capital. Aceștia au vândut 7.000 de tokeni ETH într-un minut și au făcut un dip de până la 3.800 de dolari. Ideea este că această firmă se ocupă cu MEV Trading. MEV înseamnă atunci când cineva practic execută o tranzacție, tu execuți o altă tranzacție în fața lui și plătești o taxă mai mare, făcând ca tranzacția ta să se execute prima. Și din acest lucru tu reușești să câștigi. Cam asta este MEV Trading. Această sumă, uitați-vă, doar 3.496 de Ethereum valorează 13 milioane de dolari și 7.000 cât au vândut ei valorează undeva la 27 de milioane de dolari. Nu știu dacă numai din această cauză a scăzut Ethereum atât, dar asta poate să fie o explicație. În același timp și Bitcoin a scăzut, avem 3 zile consecutive de candele roșii. În momentul de față, Bitcoin are o corecție de la ultimul maxim atins de 5.42%, de la aproape 72.000 de dolari până la 68.000. Din punctul meu de vedere, nimic îngrijorător, uitați-vă și voi unde se află EMA20 și asta este doar prima medie. Acum vreau să ne uităm peste această știre și uitați-vă și voi ce informații au mai apărut. E vorba că cei care au depus cereri pentru lansarea unui ETF Ethereum, să traduc, să puteți să citiți și voi dacă vreți să puneți videoclipul pe pauză, și-au schimbat dosarele 19B4 și ce au spus ei? Au spus că nu o să se angajeze în niciun fel ca tokenii Ethereum care se află în aceste ETF-uri să fie puși la staking. Asta era o problemă și din cauza acestui lucru, probabil SEC n-ar fi putut să accepte aceste ETF-uri. Ei bine, majoritatea au modificat cererile de lansare a ETF-urilor și sunt pregătiți pentru aprobare, să spun așa. Încă un alt lucru interesant, experții din industrie sfătuiesc autoritățile să decidă asupra tuturor participanților la lansarea unui ETF, adică să dea un răspuns pentru toți. Dacă ar fi aprobat astăzi un ETF Ethereum, să nu fie aprobat doar cel al VanEck, să fie aprobat al tuturor. Acesta ar fi un lucru similar cum s-a întâmplat și cu Bitcoin. Apropo, nu uitați că am făcut ieri un videoclip cu ce s-a întâmplat la lansarea ETF-urilor Bitcoin Spot în America. V-am prezentat exact pe grafic ce s-a întâmplat, puteți să mergeți să vă uitați la el. Nu spun că o să se întâmple 100% exact la fel și de data aceasta, însă cred eu că este destul de interesant să mergeți și să aveți o idee despre ce s-a întâmplat data trecută. Poate să fie un scenariu similar și acum. Cine știe, o să trăim și o să vedem. Însă să țineți cont că eu nu am o
garanție și o certitudine când am spus că s-ar putea să urmeze o corecție de 20-30%, pur și simplu v-am arătat ce s-a întâmplat și fiecare trage concluziile, adică eu nu am spus că neapărat 100% piața o să scadă, doar v-am arătat ce s-a întâmplat, pentru că am văzut că unii oameni s-au atacat puțin și au spus că nu știu ce vorbesc, că v-am prezentat ce s-a întâmplat, dar repet, nu am spus că asta o să se întâmple, v-am arătat doar ce s-a întâmplat. Ok, trecem acum și la niște airdrop-uri pe care urmează să le primim. Dacă este cineva care a participat la airdrop-ul Ethermail, aceștia au programat Token Generation Event pe 12 iunie și s-ar putea și noi să primim airdrop-ul atunci. Este foarte simplu să primești acest airdrop. Pur și simplu intri la mine pe Twitter, accesezi acest tweet, intri pe link-ul respectiv pe care îl găsești chiar aici, te conectezi cu wallet-ul, semnezi o tranzacție și faci câțiva pași pe care îi găsești în acest tweet. Însă o mențiune am de făcut, pentru a putea să fii eligibil, ai nevoie să faci cu MetaMask-ul minim o tranzacție pe Ethereum. Adică să fi făcut înainte o tranzacție pe Ethereum, altfel nu o să poți să primești acest airdrop. Este foarte simplu, durează 2-3 minute, gratuit și nu ai de ce să nu participi, mai ales dacă ai făcut până acum o tranzacție pe blockchain-ul Ethereum Mainnet. Un alt lucru interesant, foarte mulți au participat la airdrop-ul de la Param. Este foarte important de spus că trebuie minim 17.500 de puncte pentru a putea primi airdrop-ul. Dacă nu ai atâtea puncte, din păcate nu o să primești acest airdrop. Tokenul Param se listează pe data de 29 mai. În total vor fi 2 milioane de tokeni, atâția vor exista în total și la listare o să fie doar 200 de milioane, 10% din total supply. Eu estimez că un token ar putea să valoreze poate între 0,1 și 0,3 dolari, însă o să vedem chiar în ziua listării. Dacă ai participat la acest airdrop, spune-mi într-un comentariu câte puncte ai reușit să strângi. Chiar sunt curios. Eu, de exemplu, am reușit să strâng undeva la 40.000 de puncte. Tot ieri a fost și claimul pentru airdrop-ul de la Taiko. Am participat destul de mult la acest airdrop, însă, din păcate, după cum puteți vedea și în această poză, n-am primit deloc alocare. Și cum am spus și aici, atunci când începi să faci airdrop-uri, trebuie să ai în vedere că nu o să le primești pe toate. Trebuie totuși să nu te dai bătut, pentru că în final o să vină și niște airdrop-uri bune. La Taiko am luat un lose, să spun așa. O altă veste bună avem de la Mon Protocol, un alt airdrop la care mulți au participat. Mergem un pic mai sus și vedeți că o să fie lansarea în 27 mai. Din păcate, cei care am participat la acest airdrop nu o să primim tokenii la Token Generation Event, o să-i primim doar după. Unde scrie asta? Stai să vedem. Vedeți aici? Cei care au făcut questurile lei pe platformă o să primească reward-ul doar după Token Generation Event, exact cum scrie în Tokenomics Schedule. Se poate verifica și alocarea la airdrop-ul Neon Heroes. Eu am primit 404 token care valorează undeva la 120 de dolari gratis, fără să investesc nimic. Ce-i drept este că nu m-am jucat jocul foarte mult, însă în sezonul al doilea mă aștept să fie lucrurile puțin mai bune pentru că m-am jucat aproape zilnic jocul și am făcut questurile. O să vedem oricum ce o să fie, dacă ai participat poți să intri pe acest link și să vezi ce airdrop ai primit. Bun, și referitor la airdrop-uri noi. În primul rând, dacă vreți să participați și voi, vă recomand să intrați pe grupul de Telegram, să vă alăturați, pentru că aici le postez pe toate. La mesajele fixate, uitați-vă și voi, aveți aici lista mea cu airdrop-uri. Este foarte simplu să o accesați, scrie și aici, jos de tot sunt cele mai noi airdrop-uri adăugate, la care eu vă recomand să vă alăturați prima dată. Dați pur și simplu scroll în lista, aveți undeva la peste 100 de airdrop-uri aici, și începeți frumos cu fiecare pe rând sau, dacă nu vrei pur și simplu să participi la așa multe, poți să urmărești grupul de Telegram și vezi că aici eu le postez în funcție de cum apar. Sau dacă mai am update-uri noi, adică în lista de airdrop-uri nu o să fie atât de multe informații pe care eu le postez pe Telegram și pe Twitter în timp real. Deci îți recomand să te alături peste tot, pe Twitter găsești tutoriale cu poze, pe Telegram găsești doar mesaje text,
și în cazul în care o să ai cumva nevoie de suport, avem și un grup de Telegram care este dedicat doar pentru membri. Poți să intri frumos aici pe canalul de YouTube, în tabul de alătură te poți alătura, selectezi nivelul care îți convine și după te alături în grupul de Telegram și acolo să putem să discutăm mai multe lucruri. În cazul în care ai probleme, dacă ai nevoie de ajutor sau pur și simplu ce vrei tu. Vă arăt și un alt airdrop pe care n-am apucat încă să-l postez în grupul de Telegram. O să fac o postare în curând. Este de la Certic. Este o platformă super tare în care faci diferite quest-uri, acumulezi niște XP și diverse puncte. Cu acestea o să poți să te duci aici în shop și o să cumperi lucruri. Imaginați-vă că Certic, dacă mergem aici la Fundraising, căutăm Certic și o să vedem ce fonduri a strâns acest proiect. 141 de milioane de dolari. Deci, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să ratezi acest proiect. Intri, faci diverse quest-uri, pe lângă că înveți lucruri noi despre spațiul cripto, o să mai primești și un airdrop în final. Despre un alt airdrop aș vrea să vă vorbesc separat, este cel de la Star Heroes. Haideți să-l căutăm aici pe Telegram. L-aveți oricum și în lista mea cu airdrop-uri. Am făcut această postare în 20 mai. Tocmai ce a început, este un joc. În 18 mai, mă rog, a început această a doua campanie. Ține până în 16 iulie. Poți să participi prin mai multe feluri, atât gratuit. Poți să cumperi și un NFT care costă undeva la 30 de dolari și să îl crești în level, ulterior o să-l poți vinde cu mai mulți bani sau poți să te joci jocul. Însă să ții cont că dacă te joci jocul, s-ar putea să câștigi mai mulți bani din acest airdrop. O să vă arăt și un exemplu la primul airdrop pe care ei l-au organizat. Am pierdut undeva la o oră sau două ore, m-am jucat puțin jocul și am făcut niște quest-uri pe Galaxy. Am primit 617 tokeni care la all-time high au valorat 550 de dolari. Mi se pare un airdrop foarte bun și de asta am decis să particip și în a doua campanie. Am cumpărat și un NFT pe care îl poți cumpăra de pe OpenSea cu Ethereum pe rețeaua Arbitrum, aici la duty.starheroes. Pur și simplu intri și poți să trimiți eroul tău la diverse misiuni. Trebuie să mă conectez cu wallet-ul, dar nu o să mai fac acum acest lucru. Îl crești în level și ulterior o să poți să primești un alt airdrop. Sunt mai multe categorii aici. Însă trebuie doar să citești cu atenție postările pe care eu le fac și o să poți să participi la aceste airdrop-uri. Foarte multe dintre ele sunt gratuite. Până acum am strâns peste 2000 de dolari din diverse airdrop-uri. Aș fi avut o sumă mult mai mare, însă problema este că multe dintre ele nu le-am vândut și tokenii s-au devalorizat. Însă în viitor s-ar putea să valoreze mai mult sau mai puțin. O să vedem acest lucru. Obiectivul meu este să strâng până la finalul anului peste 10.000 de dolari. Și o să continui această călătorie, să-i spun așa, împreună cu voi. O să postez în continuare pe Telegram și pe Twitter atât airdrop-urile la care particip, cât și multe alte informații noi. Vă recomand încă o dată să vă alăturați pentru că este 100% gratuit. Doar dacă cineva își dorește puțin mai mult și alege să susțină canalul, se alătură ca și membru de unde v-am arătat de aici, atunci persoanele respective o să aibă parte de niște beneficii extra, dar credeți-mă, nu este nevoie neapărat să te alături ca membru ca să poți să câștigi și tu bani din airdrop-uri. Aproximativ 90% din conținutul pe care eu îl creez este gratuit și așa o să rămână acest lucru. Apropo, aici găsești la mesajele fixate un airdrop 5-in-1 organizat de cei de la Bybit. Intră pe acest tweet și verifică cum poți să primești și tu airdrop-ul. Durează undeva la 5-10 minute să-l completezi și câștigul potențial este de peste 150 de dolari. Intră în acest link și vezi despre ce este vorba. Vă mulțumesc dacă ați rămas până aici. O să postez pe Telegram în momentul în care o să primim un răspuns în legătură cu ETF-urile Ethereum Spot. Momentan încă nu s-a anunțat nimic, dar pe Telegram o să vă țin la curent, dar și pe Twitter. Cam atât pentru astăzi și noi ne auzim data viitoare. Vă doresc o zi bună! Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă!